Bună seara, suntem la o nouă ediție a emisiunii Cu sufletul deschis de la Independent TV Hunedoara. Invitata mea din această seară este doamna doctor Alina Petroșca, medic specialist, reumatolog la Spitalul de Urgență din Petroșani. Bună seara și bine ați venit la noi! Bună seara, bună seara Dacia și îmi permis să spun așa pentru că noi am fost colege la liceu. Bună seara și telespectatorilor! Mă bucur și sunt onorată pentru această invitație în care noi oamenii putem să spunem câte ceva din experiența noastră într-una din emisiunile frumoase pe care tu le realizezi. Mulțumesc frumos! Alina, aș vrea să-ți faci o scurtă prezentare, să te cunoască și telespectatorii noștri. Am terminat liceul Decebal din Deva. Am venit în clasa a noua la acest liceu. Mi-amintesc că eram foarte în urmă cu materia. Veneam dintr-o zonă defavorizată și nu Valea Jiului, ci zona Giurgiu, unde elevii acolo erau duși la munca câmpului până târziu în toamnă, chiar până în luna noiembrie. A trebuit să recuperez foarte mult, să muncesc foarte mult în acea perioadă, dar datorită profesionalismului cadrelor didactice de acolo am reușit foarte ușor să recuperez și chiar să aprofundez materia, astfel încât am intrat la Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu din Cluj-Napoca. Pe atunci admiterea era destul de dificilă, dacă ți-amintești, pe lângă biologie și chimie, dam admitere și la fizică, am fost 12 pe loc, dar să zic acolo sus cineva m-a iubit, am intrat din primul an, am făcut rezidențiat în reumatologie, pentru că la noi în Valea Jiului este o zonă deficitară, în această specialitate este de fapt o zonă umedă, rece, care predispune la reumatisme. Rezidențiat pe care l-am făcut în București, inițial la Spitalul Cantacuzino, după aceea la Spitalul Sfânta Maria. După ce am terminat specializarea, am mai obținut competență în acupunctură și biorezonanță. Alina, de ce ai ales să te faci medic? Pasiunea pentru medicină, ca să spun așa, începe în copilărie, când tatăl meu, medic veterinar fiind și care mă privește de acolo de sus, mă învăța denumirea oaselor de la membre, de la mâini și de la picioare, la 4-5 ani, observând că sunt perseverentă, studioasă, mi-a inoculat așa de mică că este bine ca eu să fac medicină. Ceea ce am și făcut de altfel. Și mi-amintesc că pe vremea aceea, mai mi-aduce aminte mama mea, învățam la lumânare, povestesc copiilor și nu le vine să creadă, la lumânare și cu paltonul pe mine, pentru că era foarte frig, erau alte vremuri. Adevărat. Vremuri care mi le amintesc și eu cu destul de multă groază. Da, așa este. Aș vrea să intrăm direct în subiect și să vorbim despre specializările pe care le-ai făcut tu și să-mi spui cu ce te confrunți cel mai des în specialitatea ta, cu ce boli? O patologie de departe cea mai frecventă este artroza. Cu toții știm ce înseamnă artroză. Artroza e o degenerare articulară care începe la nivelul cartilajului și care cu timpul afectează osul subcondral, apar acele hiperproducții osoase, în final
articulația degenerează și se anchilozează. Reprezintă a doua cauză din lume de invaliditate după boala cardiacă ischemică. Este apanajul vârstelor înaintate și anume după 65-75 de ani, dar boala poate fi întâlnită și la persoane mai tinere. Raportul femei-bărbați înainte de vârsta de 50 de ani este egal. Peste 50 de ani femeile sunt mai afectate. Cartilajul articular este alcătuit în 95% din fibre de colagen, apă și proteine și numai la 5% din celule care vor încerca să repare în momentul în care la acest nivel se produce o injurie. Cauzele sunt multiple, fie că este vorba de o hiperlaxitate ligamentară și ați observat la persoanele care participă în diverse concursuri și care aduc cumva picioarele peste cap, nu este ok. Poate să fie vorba de o supra-solicitare mecanică, un traumatism, o infecție, diabetul, bolile bolile endocrine, predispun infecțiile. Trebuie să avem grijă la aceste lucruri. Și cum ar putea fi prevenită? Poate fi prevenită această boală? Da, de multe ori este vorba, bineînțeles, trebuie căutat terenul favorizant. Poate să fie vorba de o obezitate, pacientul va trebui să slăbească, să elimine exact factorii favorizanți. Și ca tratament trebuie detectat din timp această problemă, pot fi administrate antiinflamatoare, antialgice, dar rezultate foarte bune. Am avut pe lângă preparate de glucozamină și uleiuri vegetale de soia și avocado cu acele infiltrații locale pe bază de acid hialuronic și am să vă povestesc un caz puțin comic, să spun așa. Da, despre o pacientă care a venit acum câțiva ani, înainte de sărbătorile de iarnă, să mă roage să-i fac auzise de aceste infiltrații. I-am făcut în ambii genunchi și a revenit după sărbători, spunându-mi că se simte foarte bine și chiar a participat la revelionul pensionarilor, singură, fără soț. Mi-a zis că a dansat toată noaptea, pentru că și soțul avea o artroză, vârsta fiind peste 65 de ani, dar nu a avut curaj să facă acele infiltrații. Deci există și metode de a, probabil că nu de a vindeca, dar care te fac să te simți mai bine, să amelioreze și durerile și stările acestea neplăcute. Da, trebuie să facem mișcare, să slăbim în greutate, să eliminăm exact acei factori favorizanți, de exemplu sportivii solicită mai intens articulațiile, ei sunt predispuși, de exemplu tenismenii, la afectarea cotului, fac mai frecvent artroză de cot, de asemenea cei care folosesc ciocanul pneumatic cu vibrații fac artroză de cot, dar artroza este situată în zone diferite. Poate fi artroza interfalangiană, proximală și distală, acei noduli Hebert de Bouchard. Putem avea coxartroza, artroza de șold, care este mai frecventă la bărbați. Gonartroza, artroza de genunchi, mai frecventă la femei. Artroza degetului mare de la picior, a halucelui, care apare în timp după o perioadă când noi, doamnele, domnișoarele, în dorința de a fi, de a arăta cât mai bine, purtăm acea încălțăminte strântă cu tocuri și în timp apare reversul medaliei, ca să spun așa. În afară de această boală, cred că destul de frecvent întâlnim și reumatismul. Fiind și perioada, sezonul rece, cred că acum se acutizează și durerile și aș vrea să povestim puțin
despre reumatism și despre tipurile de reumatism pe care le întâlnești cel mai des. Termenul acesta de reumatism cuprinde foarte multă patologie. De fapt, reumatologia este o ramură a medicinei interne care se ocupă în principal cu afectările articulare, dar sigur aceste afectări apar în cadrul altor boli, de exemplu o leucemie poate să dea durere de articulații. Să spunem că foarte frecvente în perioada aceasta sunt durerile de spate, durerile lombare. Ele reprezintă cea mai frecventă cauză de invaliditate la persoanele de incapacitate de muncă, de fapt la persoanele sub 45 de ani. Cauzele sunt multiple, pentru că zona lombară este o zonă bogat inervată, mobilă, hipersolicitată uneori. Uneori e foarte greu să ne dăm seama care e cauza, pentru că începând de la o contractură musculară paravertebrală, o afectare ligamentară în urma unui efort deosebit sau o inflamare de la acest nivel a articulațiilor mici, interfațetate a periostului, o stenoză de canal lombar, dar cu toții am auzit de hernia de disc, discopatia, care trebuie înțeleasă în acest mod. Între vertebre există acele discuri intervertebrale alcătuite în interior de un nucleu pulpos, care de fapt este gelatinos, care nu este vascularizat nici inervat. Cu timpul acesta se deshidratează, se fibrozează și o porțiune din acest nucleu pulpos, în urma unui efort fizic susținut și nu numai, poate să apară în urma unui strănut sau tuse, de exemplu, acest nucleu pulpos migrează spre posterior, unde avem o zonă mai puțin rezistentă, inelul fibros este mai slăbit și apare acea durere lombară trenantă, noi spunem protruzie lombară. În momentul în care acest nucleu pulpos rupe ligamentul comun posterior, vine în contact cu filetele nervoase de la acest nivel și în funcție de de filetele nervoase atinse apare și simptomatologia, după care noi putem pune diagnosticul. Acea hernie de disc veritabilă, vom pune pacientul să facă câteva manevre, vom pune să meargă pe vârfuri. Acest lucru ne va arăta că are o hernie de disc la nivel L5-S1. Durerea este localizată pe posteriorul coapsei, pe fesă posteriorul coapsei, anteriorul genunchiului și anterointern gambă. Și chiar am luat de câteva o plasă, ca să spun așa, pentru că pacientul a acuzat doar că îl doare genunchiul, ori la genunchi nu avea mai nimic. Și atunci am căutat mai sus, la nivel lombar, iar dacă pacientul nu poate să meargă pe călcâie, acest lucru ne arată o hernie de disc L4-L5, durerea este pe lateral de șold, lateral de coapsă, spre partea dorsală a piciorului până la degetul mare. Pacientul își poate descrie foarte bine leziunea și atunci este ușor de pus diagnosticul, pentru că până ajunge la să facă un RMN, mai durează. Știm că nu sunt fonduri totdeauna. Iar dacă pacientul simte amopțeală în membru sau uneori scapă piciorul, spune că nu are stabilitate pe picior, este momentul când va trebui neapărat trimis la o altă specialitate, neurochirurgie, în vederea oportunității intervenției chirurgicale. Și cum? Pentru a nu amâna și a nu trena, deoarece odată un membru, filetele nervoase rupte, se refac greu și este bine de intervenit cât mai repede. Cum se poate atenua cumva, cred că de vindecat nu se mai poate vindeca această boală de reumatism. Cum putem să atenuăm durerile sau
să ne simțim mai bine? Ce ar trebui să facem? În primul rând, să mergem la reumatolog și să ne punem un diagnostic clar și sigur, după aceea vedem ce este de făcut, pentru că, de exemplu, pacientul poate să prezinte o durere intensă de spate, de coloană, o durere care se accentuează foarte mult în timpul nopții. De multe ori pacientul se dă jos din pat și face câteva mișcări fizice pentru a-și atenua durerea, pentru că el simte că în acel moment, prin mișcare, drenează în circulația limfatică substanțele care se produc în timpul nopții prin inflamație. Dimineața la trezire poate să prezinte o durere intensă a coloanei, noi spunem redoare, este cazul spondilatropatiilor seronegative, pentru că factorul reumatoid este negativ. Însă aceste afecțiuni sunt foarte grave. Ele, sigur, afectează și articulația bazinului sacroiliac, afectează locul de insecția ligamentelor și fascilor pe os, poate să existe acea durere în călcâi calcaneită, care cu timpul duce la formarea de ciocuri, sau se formează ciocuri la nivel de coloană. Prototipul este spondilita anchilozantă, care provine din denumirea greacă spondilos vertebră, anchilos a plecat. Înainte erau formele acelea severe, când pacientul își vedea doar vârful pantofului, așa de cocoșat devenea. Acum există mijloace de tratament. Sigur că de bază aici este tratamentul antiinflamator, antialgic, dar în ultima vreme au apărut alte medicamente, se vorbește despre tratamentul biologic și în boala actuală din pandemie COVID-19, tratament biologic care vizează exact acele molecule care întrețin inflamația, iar aceste boli sunt destul de luat în considerare, depus un diagnostic precoce și tratat ca atare, deoarece pot afecta și alte organe. De exemplu, pot inflama rădăcina aortei, valva aortică, septul intermembranos la inimă, pot duce la... Și am avut o pacientă la care s-a implantat un stimulator cardiac, deoarece nu a tratat o perioadă corespunzător acestui de reumatism și practic s-a întrerupt conducerea nervoasă între atrii și ventricule. Interesări sunt și pe alte organe. În general, bolile autoimune afectează și alte organe, plămânul, rinichii, chiar creierul. Sunt multe dureri de cap, ajung la neurolog și, de fapt, punctul de plecare este altul, altfel trebuie tratat decât cu antialgice. Și pe lângă tratamente medicamentoase, se pot face și alte lucruri ca să ameliorăm cumva aceste stări și această boală? În acest tip de boli, tratamentul medicamentos este de bază. Procedurile, metodele fizicale pe care specialitatea de recuperare le folosește nu sunt totdeauna binevenite. Sigur că mai putem recomanda, de ce? Pentru că poate răscoli și accentua simptomele. Sunt metodele de kinetoterapie folosite. Avem metode. Este bine să faci și sport sau nu? E în acest tip de reumatism, spondilartrite, este recomandat dimineața la trezire. Tocmai spuneam că ajută la drenarea celor compuși de inflamație degajați în timpul nopții, însă aceste mișcări fizice nu trebuie să fie susținute, nu trebuie să devină o corvoadă. Știu că înainte bunicii noștri și cei în vârstă spuneau că se duc la băi când îi durea spatele. Se duceau o dată sau de două ori pe an la băi. Crezi că ajută lucrul acesta eventual să prevină sau să trateze această boală?
și noi vom deveni bunice și vom merge la băi în momentul în care vom face artroze, pentru că putem preveni și ajuta organismul în acest fel, dar reumatismele inflamatoare cronice cu patogenie autoimună au mai puțină indicație acest tip de tratament. Mulțumesc! Acum aș vrea să vorbim, pentru că tot este sezonul și toată lumea începe să mănânce foarte multă carne și grăsimi. Este o boală care se numește gută și poate multe lume nu cunoaște ce simptome are și nu știe despre ce e vorba. Și tocmai de aceea aș vrea să vorbim despre această boală, despre cauzele ei și despre cum se manifestă și apoi despre tratament. Da, în gută, de fapt, inițial este o hiperuricemie, adică o creștere a acidului uric în sânge. Fie că este vorba de o scădere a activității unei enzime hipoxantin, guanin, fosfo, ribozil, transferaza sau o creștere a altor tipuri de enzime numite sintetaze sau pot fi alte cauze, de exemplu într-un psoriasis unde există o, un turnover, o înmulțire a celulelor la nivelul pielii. Sunt anumite boli tumorale care determină o creștere a acidului uric prin lista tumorală. Vom detecta, vom face analize pacientului, uneori această hiperuricemie este determinată, găsită întâmplător, dar dacă pacientul vine la noi cu o articulație inflamată, roșie, dureroasă și îi facem analiza acidului uric în sânge, acesta fiind crescut, cu siguranță diagnosticul de gută va fi pus și va trebui în primul rând să țină un regim alimentar. Sigur că pacienții nu sunt foarte fericiți când le spui de regim alimentar, însă va trebui să reducă în special produsele pe bază de carne, pentru că de fapt este o dereglare a metabolismului purinelor, proteinelor și în principal va trebui să reducă carnea roșie, fără mezeluri, salamuri, carne de porc, de vițel, carne de animal tânăr. Poate consuma pui, pește, dar nici acesta zilnic și se va axa, bineînțeles, și în funcție de grupa de sanguină, pe fructe și legume. Cred că este boala de trai bun, așa se spune. Boala de trai bun poate fi puseu poate fi determinat și de frig, expunerea pacientului la frig. Trebuie avut grijă, trebuie investigat și pus diagnostic corect și tratat ca atare. Vom folosi, sigur, și medicamente care scad producția de acid uric, însă de bază este regimul. M-ar interesa dacă tu ai pacienți și copii. Mai puțin copii, dar sigur vin copii. Și cu ce boli vin ei? Am avut un pacient pe care l-am tratat de la 9 ani, vis-a-vis de ceea ce spuneam, că acest tip de boli inflamatorii afectează și alte organe. Avea o inflamare la nivel de ochi. Prima dată a fost la oftalmolog, ochiul roșu, sensibil, dar îl dureau cumva puțin și articulațiile. Am detectat o poliartrită reumatoidă, am instituit tratamentul încă de la acea vârstă, 9 ani, iar acum este student și se simte foarte bine. Dacă nu sunt tratați la timp copiii, ce se întâmplă? Dacă nu sunt tratați și dacă diagnosticul nu este bine stabilit de la început, pot fi repercusiuni pe alte organe, pe articulații, pot apărea în timp deformări articulare și am avut și cazuri de artrită reumatoidă apărută în copilărie, nu s-a pus un diagnostic corect. Aici trebuie insista foarte mult pe toate metodele, dar mai ales pe tratament, care este
deși este o boală inflamatoare cronică cu patogenie autoimună demonstrat prin prezența acelui factor reumatoid, care de fapt este un autoanticorp și care în momentul în care e decelat arată o boală severă. Dacă nu instituim un tratament precoce, pe lângă antiinflamatoare, antialgice, există o clasă de medicamente care opresc evoluția bolii. La copii mai puțin folosim metotrexatul, pentru că este un medicament care are și efecte adverse, însă trebuie văzută varianta cea mai potrivită. La adulți, metotrexatul este standardul de aur. Multă vreme pacienților le-a fost teamă să folosească acest medicament, observând că este citostatic, că se folosește în doze mari în alte boli, leucemii, dar cu timpul și-au dat seama că doza este potrivită pentru a le ține boala sub control. De fapt, ele se numesc MARTS, un medicament care modifică boala, imunomodulatoare, și ați observa că la început de pandemie hidroxiclorochina, unul din acest tip de medicamente, a fost folosit în boala COVID-19 tocmai pentru efectul imunomodulator. Ce ne poți spune despre această perioadă de pandemie? Această perioadă de pandemie a fost o perioadă dificilă pentru toată lumea, pentru că acolo unde frica, să ne amintim că la început nu se știa foarte mult despre acest virus. Toți eram anxioși și fricoși, iar frica scade imunitatea. Am încercat să văd partea bună, plină a paharului, pentru că să recunoaștem, au fost și părți bune, am stat mai mult cu familia, am mai făcut câte ceva prin casă, am citit mai mult, pentru că citind și prin cultură putem trece mai ușor peste această perioadă pandemică. Am văzut că pe lângă specializarea ta de bază, ai făcut și acupunctură. Te rog să povestești puțin despre această specializare și despre beneficiile ei și în ce, dacă tu o aplici concret, și ce rezultate are. Da, acupunctura are rezultate foarte bune. Într-o perioadă am aplicat această metodă, dar din lipsă de tratament puțin am abandonat-o, am pus mai mult accent pe partea de medicina alopată. Este o metodă alternativă, se spune că este veche cât istoria Chinei. Nu toți pot fi tratați prin acupunctură, însă se știe că există cele 12 meridiane prin care circulă energia Qi, 12 meridiane principale și 138 secundare. Înțeparea unui punct de acupunctură produce efecte atât locale cât și la distanță și s-au făcut studii prin injectarea unui trasor la nivelul punctelor de acupunctură care au un potențial mai mare față de celelalte puncte de pe piele și s-a observat că acest trasor urmează direcția acestor meridiane energetice, adică deplasarea se face prin ionii în funcție de diferența de potențial. Efectele sunt foarte bune, mai ales cele antialgice, și mi-amintesc că la un moment dat a venit o asistentă din spital să mă roage să pun câteva ace soțului, care avea o lomboșiatică trenantă și dorea această metodă de tratament. I-am efectuat 5-6 ședințe, mi-am zis nu foarte multe pentru că voiau să plece peste graniță, și doamna, soția, asistentă, a venit la mine să mulțumească că soțul ei se simte foarte bine, a cedat sciatica, dar și-a rezolvat și o problemă de potență.
Deci are mai multe efecte, da. Oamenii îmbrățișează această metodă de tratament sau în general sunt refractari? Oamenii când au de ACE au oarecare reticență. Fica mea în copilărie a avut un astm bronșic și am traumatizat-o cumva, acum îmi reproșează cu această metodă, dar știam că de multe ori bolile apar datorită faptului că undeva se blochează transmiterea acestei energii și, bineînțeles, cu timpul a scăpat de astm. Deci, practic, s-a vindecat prin acupunctură. Bineînțeles, nu trebuie să mint că am făcut și câteva ședințe de biorezonanță pentru că și această metodă alternativă este eficientă, este metoda prin care sunt tratați astronauții, deoarece ei nu pot fi consultați de medic, metodă care cumva de asemenea lucrează cu energiile subtile. Se știe că fiecare celulă are o anumită vibrație, iar dacă această vibrație este perturbată, pentru că noi tot timpul suntem supuși diferitelor radiații telurice, radiații alfa, beta, gamma și chiar inhalăm și mâncăm acele nucleide radioactive. În plus, alimentele nu sunt chiar conforme. Mâncăm acele euri, pesticide, îngrășăminte, fructele, toate la un moment dat au influența asupra imunității, asupra corpului, pot apărea acele mutații punctiforme care în timp duc la anumite boli, unele chiar grave. Coloranți, conservanți, da, potențiatori de arome, da, tot felul de... Și noi trebuie să ne ajutăm imunitatea să eliminăm aceste substanțe din corp. Și cum se practică? Deci tu cum faci biorezonanța? Adică cum practici această metodă? Sunt niște căști care se pun pacientului, este scanat, analizat și în funcție de reglările găsite le poți trata pe aparat, poți testa anumite medicamente, proporția în care ajută pacientul respectiv, pentru că sunt medicamente care pe unii pacienți îi ajută, pe alții mai puțin sau deloc și poți alege medicamentul cel mai favorabil sau suplimentul alimentar cel mai bun pentru acea persoană. Și această metodă se practică și în spitalele de stat sau doar în cabinete private? Doar în cabinete private, pentru că este o metodă alternativă ajutătoare de tratament. Medicina alopată are ghidurile sale pe care le respectăm. Și într-un spital de stat, dacă pacientul vine cu o durere acută de spate, el, în afară de acest tratament alopat, mai beneficiază și de kinetoterapie sau de alte metode? Sau pur și simplu se tratează doar cu medicamente și atât? Acum depinde. Depinde de afecțiune, depinde de diagnostic. Eu am rezultate foarte bune cu tratamentul clasic, dar dacă e vorba de această durere de spate, foarte eficiente din practica mea, vă pot spune că sunt infiltrațiile paravertebrale cu cortizon. Ele ajută pacientul să se pună mai ușor pe picioară, să spunem. Dar există persoane care nu doresc aceste metode de tratament și atunci, sigur, poate să folosească procedurile fizicale, curenții și așa mai departe, sau și chiar kinetoterapia. Din punctul de vedere al specializării tale, ce recomandări te-ai face tu telespectatorilor noștri? Să rămână sănătoși, să se investigheze dacă apare o mică problemuță, să ajungă la cauza problemei, să consulte medicul, să nu întârzie și împreună cu medicul să ia decizia cea mai bună. Chiar dacă la început poate că nu li se pare cea mai potrivită metodă de tratament, dar cu timpul
lucrurile se așează și fiecare trebuie să acționăm pentru sănătatea noastră. De-acum cu carierei tale, ai întâlnit diversi pacienți, ai avut diverse experiențe, unele pozitive, poate și câteva negative. Te-aș ruga dacă vrei să-mi povestești o experiență pozitivă sau două din cariera ta și una mai puțin plăcută sau hilară, dacă se poate. Experiențe pozitive sunt. Am avut pe parcursul carierei nenumărate. Un medic totdeauna face tot ce poate pentru pacientul său, astfel încât atunci când pleacă să ne strângem mâna și să fie perfect mulțumit. Sigur că am avut și eșecuri și mi-amintesc aici de un pacient. Am luptat foarte mult împreună pentru viața sa, însă atunci când lupta ți se pare că este unilaterală, pacientul nu respectă tot ce trebuie sau are alte vicii care îi scad imunitatea, sigur că rezultatele nu sunt foarte bune. Era cazul unui pacient cu gută care avea imunitatea scăzută, a făcut o infecție și până la urmă a plecat. Deci dintr-o boală până la urmă care pare foarte simplă, se pot întâmpla... Se pot întâmpla și imunitatea. Imunitatea este cea și observați că se pune foarte mult accent în ultima perioadă pe... De fapt, imunitatea provine de la cuvântul latin immunitas, care înseamnă ferit de. Deci noi avem capacitatea, dacă avem o imunitate bună, să ne ferim. Acest lucru îl facem prin faptul că din naștere avem anumite organe, cum ar fi pielea, mucoasele care ne apără, produsii de secreție, cum ar fi mucusul, izozimul din lacrimi sau, eu știu, enzimele digestive, toate acestea plus celulele din sânge. Însă dacă imunitatea scade, atunci problemele nu întârzie să apară. Sigur că este și imunitatea dobândită în timpul vieții. O dobândim prin infecții, facem anticorpi sau prin vaccinuri, așa cum se pune accentul în ultima perioadă. Deci pentru a avea o imunitate crescută trebuie să ne alimentăm corespunzător, să dormim cât trebuie, să ne ajutăm organismul în condițiile în care găsim o dereglare, să o tratăm, să ne expunem la soare vara, vis-a-vis de acest fapt, a spune câteva lucruri despre osteoporoză. Da, care este... asta vreau să ajungem și aici, că pentru femei este o problemă, mai ales da, osteoporoza post-menopauză, atunci când scade secreția de estrogen, când femeile poate nici nu se mai expun așa de mult la vara, la soare, ca în tinerețe, de exemplu, sau osteoporoza apărută după 65-75 de ani, cea senilă, atunci când scade absorpția de calciu, scade calcitonina, scade vitamina D activă secretată la nivel renal, dar sigur sunt și osteoporoze în cadrul altor boli. Noi trebuie să ne hrănim corespunzător, să suplimentăm cu calciu și vitamina D în perioada premenopauză, dar mai ales dacă apare această afecțiune, vom măsura densitatea minerală osoasă și în funcție de valoarea găsită, trebuie tratat, pentru că osteoporoza este o boală care nu doare. Numai în momentul în care s-a împiedicat, de exemplu, pacienta, apare fractura și atunci consecințele sunt pe măsură. Va trebui tratat cu suplimente, am spus, pe bază de calciu, magneziu, mișcare, expunerea la razele solare, dar și medical va trebui intervenit cu medicație antiresorptivă. Se poate administra o pastilă pe lună, de exemplu, sau
o fiolă pe venă de 3-3 luni, dar aici trebuie să vedem pacienta ce alte afecțiuni, să nu fie alergică sau să nu aibă acel reflux gastroesofagian. Există un test specific care da, se face? Da, testul DEXA poate fi realizat de persoanele după menopauză, la persoanele vârstnice putem efectua sau persoane predispuse la decalcificare, demineralizare osoasă, de exemplu, imobilizarea, o persoană care stă la pas 6 luni pierde o treime din masa osoasă. Și trebuie efectuat testul. Deci tu recomanzi acestor persoane care stau mult la pat sau post-menopauză să meargă, să efectueze testul și în funcție de valoarea găsită să consulte endocrinologul, reumatologul. Se face gratuit acest test sau unde se pot adresa? Momentan nu este contestat de casa de asigurări, se face contra cost. Și pacienții se pot adresa unde ca să facă acest test? Centrelor care au acest aparat DEXA. Știu că într-o perioadă se făceau și în farmacii, nu se mai face. Nu, era vorba de altă metodă, mai metodă superficială de investigat, ultrasunet. Și haideți să vorbim puțin și despre asta, că poate și asta e un pas. Dacă omul se poate adresa mai ușor să... Testul cu sau... ultrasunet da. Este orientativ. Sunt anumite și chiar cabinete care efectuează, dar nu poți da tratament numai în urma acestui test. Trebuie efectuat testul cu raze X, testul DEXA, care atestă decalcificarea la nivel de coloană vertebrală sau șold. Și de aici se începe tratamentul, bineînțeles. Ce crezi tu că înseamnă să fii un medic bun? Un medic bun înseamnă să asculți, să ai răbdare să asculți pacientul. Pacientul practic îți spune jumătate din diagnostic. Bineînțeles să-l investighezi corespunzător, să stai de vorbă cu el, să-l poți trata din toate punctele de vedere. Trebuie să fii empatic sau nu? Da, trebuie să ai empatie în această meserie. Este greu? Uneori este dificil, pentru că pacienții sunt diferiți, pacientul bolnav nu are răbdare suficientă, vrea rezultate într-un timp cât mai scurt, dar în general le explic și pacienții sunt drăguți, ascultători și fac ceea ce trebuie. Ce crezi tu că ai făcut cel mai bine de când ești un medic în cariera ta? Eu sper că am făcut multe lucruri bune și pacienții sunt recunoscători pentru acest lucru. De fapt, totdeauna am încercat să fac ceea ce este mai bun pentru pacient. Am încercat să abordez în funcție de modificările găsite și din punct de vedere alopat, dar am folosit și metodele alternative. Sunt și oameni rezultate... care își doresc mai mult să folosească doar metodele alternative? Da, sunt oamenii alergici care efectiv nu pot lua anumite medicamente, care nu se simt bine, chiar dacă știu că nu au o alergie investigată sau poate au acest teren și nu nici din start nu doresc anumite medicamente, haide să mai încercăm și cu altceva. Și de obicei, căutăm calea de mijloc totdeauna. Încercăm să le îmbinăm. Dar acolo, sigur, unde pacientul nu se simte bine cu un anumit tratament, putem căuta variante alternative sau ajutătoare. Totdeauna se găsește o cale. Important e să ai răbdare să o cauți și să ajungi la cauza problemei, că de fapt asta urmărim. Să ajungem la cauza problemei ca tratamentul să fie cât mai bun, cât mai apropiat de realitate. Crezi că am trecut în revistă cele mai frecvente și cele mai importante boli care se întâlnesc în Da, aș mai spune eu câteva. Da. Dacă crezi că este necesar să mai completăm acest
Aș mai spune câteva lucruri despre poliartrita reumatoidă, o boală inflamatoare cronică, trenantă de patogenie autoimună. De fapt, sfera aceasta de boli autoimune este o sferă destul de largă și destul de serioasă, să spun așa. Dacă pacienta prezintă sau pacientul prezintă o durere articulară simetrică, mâini, picioare, cu o durată mai mult de 3 săptămâni, cu acea redoare, înțepenire dimineața la trezire, trebuie să se prezinte la medic în primii 2 ani de la debut, deoarece apar acele carii, eroziuni osoase. De fapt, este o inflamație a sinoviale, a foiței care căptușește articulația și în timp se formează acel panus care practic erodează osul de sub cartilaj. Pentru a nu se ajunge acolo și a nu se ajunge la o distrucție cât mai devreme articulară, pacientul trebuie să fie diagnosticat corect, să fie tratat corespunzător. Pacientul practic învață să trăiască cu această afecțiune. Îl doare zilnic, însă urmărim ca distrucția articulară să fie cât mai târziu posibil sau să nu fie niciodată. Dacă mai vrei să mai ne spui despre alte boli care consider tu că sunt importante? Da, aș face referire și la o boală destul de severă, autoimună, și anume lupusul eritematos sistemic, când practic organismul își pierde toleranța la self. Ce înseamnă acest lucru? Nu-și mai recunoaște propriile structuri și le atacă. De aceea poate să existe o simptomatologie multiplă. De exemplu, pacientul să aibă dureri abdominale, greață, vărsătură, atunci când este interesat peritoneul, unde se produce o inflamație trenantă sau la nivel de intestin, sau poate să aibă o erupție pe piele. Specific este erupția sub formă de fluture la nivel de piramidă nazală și eminență malară sau expunerea la ultraviolete, raze care îi agravează boala, determină o erupție roșiatică trenantă la nivelul pielii. De asemenea, sistemul nervos poate fi interesat, poate să aibă durere de cap, poate să aibă convulsii, poate să aibă accidente vasculare, ajunge la neurolog, este investigat și poate, în funcție de analize, se bănuiește că ar avea o altă boală autoimună serioasă și atunci este trimis și la reumatolog. Poate să aibă o pneumonie sau chiar o afectare cardiacă, o durere precordială, în moment în care este inflamat pericardul sau poate să aibă o ateroscleroză accelerată. Bolile autoimune sunt boli în care apar o multitudine de autoanticorpi și în funcție de acest tip de autoanticorpi în lupus caracteristic sunt anticorpii anti-ADN dublu catenar, dar pot fi și alți autoanticorpi. Trebuie tratat cu imunosupresoare. Eu îți mulțumesc, Alina, îți mulțumesc pentru participarea în emisiune. Cu drag. Ne apropiem de sfârșitul emisiunii. Aș vrea să dai un mesaj telespectatorilor noștri. O să te uiți în camera aceea și o să pentru mesaj. Că ne apropiem de 1 decembrie, urez la mulți ani tuturor românilor, iar pentru că urmează să sărbătorim nașterea Domnului Iisus, vă doresc ca sărbătorile de iarnă să vă prindă sănătoși cu bucurie și iubire în suflet. Îți mulțumesc din suflet pentru informațiile care ne-ai oferit. Îți doresc mult succes în carieră, multă sănătate, să rămâi același om și același medic deosebit. Mulțumesc, la fel, cu drag!
și te mai aștept cu mare drag. Să ne spui. Mulțumesc și eu, cu mare drag. Alte informații și noutăți în domeniul pe care îl practici. Mulțumesc și eu, cu mare drag. Aceasta a fost emisiunea noastră de la Independent TV Hunedoara cu Alina Petroșca. Vă mulțumesc că ne-ați urmărit. La revedere! Thank you.